Ești genul ăla care nu prea ți expui viața personală, cum nici mie nu-mi place să fac treaba asta, dar dacă tu ai venit la mine în interviu, nu vreau să dezvăluim chestii care nu-ți convinci și așa mai departe, dar îmi poți zice așa puțin, pe scurt, despre familia ta, atât despre fată, cât despre băiat, cât și despre soție. Ceva așa, o chestie care... Suntem fericiți. Sunteți fericiți? Da? Foarte fericiți. Și asta e cel mai important. Suntem fericiți. Copiii mei se culcă râzând, se trezesc râzând și pentru mine este cel mai important. Dar, totuși, aș vrea să știu cum ai cunoscut-o pe soție, cum, care e povestea cu lacul. Cum făceam adică? Baie, da. După zi de sapă, tu erai călduroasă, vară. Erai adevărul, erai gol. Nu. Am încercat să mă duc în povestea. Fii cu minte, adevărul își lasă hainele și face baie. Eram pudic, mă. Oh. Aveai chilo de la lung? Aveam 16 ani, nici măcar, tocmai, că de-aia eram. Unde era pe lac? Scurt, că nu găsim alții. Unde pe lac? Lacul din Boroșteni. Uh-huh. Un lac din ăsta de făcut pentru irigații, cum se făcea peste tot. Fiecare plantă să avea un lac unde făceau toți copiii baie. Da. La centrală, cu oarbe, dacă nu plicau canalele. Să zicem așa, nu, motopompe. Da, și ea pe mal, eu pe mal. Nu era din sat, era clar că nu era din sat. Nu? Devenisem, eram un mic Bruce Lee al Zoli. Mamă, eu învățasem să dansez. Și ea cu ochii pe tine în apă. Ea nu, eu da. Și am trecut la cu not pentru prima dată, că mie dacă mă bagi în apă, e ca și când scoți peștele și îl pui pe uscat. Ești bine. Bași, nu. Invers. Nu, dacă mă bagi în apă, e ca și când ai scoate tu peștele și îl pui pe uscat. E bine peștele pe uscat, nu? Da. Mie, nu. Trebuie să fiu și la mare când mă duc apa aici, la plin. N-am ce trebuie, știu să not foarte bine, dar nu mă aventurez prea mult. Și ce ai? Stai, mă, că pentru ea trebuie să... În fine, am trasat și acolo s-a întâmplat un fenomen pe care nici astăzi nu-l înțeleg. Și dacă l-aș înțelege, cred că l-aș explica să-l ferească majoritatea. Adică? Înțelegi? Și am trecut la cu și cam acolo a început povestea, știi? 2-3 minute de discuții în care m-am simțit prost. Tu ieși din apă, am ieșit din ai apă, dat drumul la discuție. Și am zis, dăm și mie un săpun să mă spăl. Crocodilul, dilu, dat săpunul durul. Ce bun e asta! Așa, dăm și mie săpun, ai un săpun la tine. Și ce, în primul rând, că în lac nu te speli cu săpun. Ți-a dat șampon de la pernuță. Nu mi-a dat, bani, zis așa, în primul rând nu e frumos să te speli cu săpun într-un lac. Și în al doilea rând a zis, și nu e politicos să te speli cu săpun unui străin. Și acolo am muțit. 10 minute erai... cât am mai stat, n-am mai zis nimic. Păi tu erai convins că îți dă săpun. Ce-ai făcut, mă? Deci, mamă, am simțit de prost. Și zic, mamă, ce m-a făcut fata asta? N-am știut. Cum de mamă m-am dus acasă? Mă, mamă, de ce m-ai învățat că săpunul e al meu personal? Nu trebuie să-l împar cu altul, mamă, mă. Și de ce nu mi-ai zis, mamă, că nu se spală lumea la lac, că noi numai la lac ne spălăm? Că, bine că eram în armată, bine pe stânga, stăteam bine, că eram în stare și acolo să-mi prumut săpunul, da? Doamne, n-am știut, doamne, vreți. Deci asta cu... Nu știu. Asta cam asta văd. Deci mi-e să pun una să mă spun. Să mă spun și eu. Băiatul nu e bine să te speli. Eram Adonis. Știi cum eram? Știi cum eram? Eram. Bine, mă. Și în momentul ăla, asta a fost prima. Stai, că asta a fost prima întâlnire. Pac, a tăcut din gură, era cu doi nepoți. Acum nepoții sunt mari, era mai mici atunci. Că ce copiii tăi, da, s-a închimă. Eu am crescut atunci. Atât de orbit am fost, atât de muțit. Am lăgit, am fost. Știi, vorbim, am plecat, am mai stat încă 10 minute pe malul și bă, prost, am fost să mă duc pe aia de seară discotecă și am stat 3 ani de zile să urmăresc pe poteca aia și n-am mai venit. 3 ani de zile am urmărit poteca aia. Asta e ca povestea cu Tom. Băi, trebuie să mă crezi. Stăteam pe marginea drumului până în fiecare vară ca să vină. A venit după 3 ani de zile, am întâlnit-o. Da. Prima întâlnire după 3 ani de zile a fost la râu, de data asta la Bistrița. Și tu i-ai cu săpun. No. No. De data, eram cu trei. Când schimbasem întrebarea și abordarea și mă rugeam și întrebam, ai un săpun? Ai săpun? Să te speli. Și așa vei. Trei aveam. Nu că nu eram pe mine lipit de mie malul răului. Dar știai unde e locul cu săpun. Inclusiv săpun de casă aveam, că unii își mai spălau și hainele, înțelegi? Păi și acolo era contracost. Da, îi puneam puțin mai departe. Era o condiție să te duci mai la vale de unde facem noi baie. Asta e, nu te cunosc, nu e dragoste necondiționată, vrei să pun, nu plătești atât altfel când poți să te vin la discute. În fine, ia cu apa stă bine de tot. Ia da. Apă, bă. Și acolo era între două strânce, foarte frumos loc, poate să fie o dată pe la gură și frumos de tot. Și apă puțin adâncă, o toaie nemților se numește la noi, făceau pe timpuri nemții baie acolo, în timpul războiului, era granița austro-ungară acolo. Și în fine, frumos locul, se duc toți copiii în munte, pe râu să spele acolo, la vreo 3 km de sat.
Apa limpede ca lacrima. Și când am văzut că intră în apăsările de pe stâncă, eu n-aveam curaj. Dar veneam ca crocodilul de pe mal fără să mă vadă. Ba, 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 proaspăt săpunit, ca să miros frumos exact când ies, când de timp ce aș spuma. N-am apucat, că am intrat pe vânt și ea când a ieșit, am tras-o de picior în apă. Pac! Și am ieșit. Și ea iese și îmi zice, a doua mare expresie pe care n-am înțeles-o decât mai târziu, și zice, proastă inspirație. Am făcut așa. Proastă inspirație, ce a vrut să zică? Ce dracu zici tu la crocodil asta? N-am înțeles! Da. Ce, cred că proastă inspirație, ce? Te-am strâns de picior? Ce? Ce-am făcut prost? Noi iară n-am mai vorbit și după 3 seri la discotecă în sat. Adevărul că metodele tale nu pot să spun că sunt depășite și atunci. Nu sunt depășite. Erau depășite, nu. Asta cu, oricum credeam că e penibil să ceri o gumă, știi? Dar asta, dacă ai un săpun să mă scoți și puțin, treci peste ea. Dar asta a doua, că vrei să o omori. Nu, nu, în capul meu este să o bagă seama. Păi știu, în capul tău, dar nu știi că e crocodilul acolo. Nu, da? Când a sărit, ea n-a fost crocodilul. Că dacă tu ai jumătate în apă, se vedeau doar strupia după spate. Bă, rog, în capul meu nu consideram forță, n-aș fi cu trag. Păi, bă, da, la fund. Da. Și când am făcut așa, s-a trecut până lângă mine. Am crezut că a trecut cu liftul și când a trecut lângă mine. Și am zis, zic, ies și stau cu mine să văd dacă s-a lovit. Zic, mamă, că mă fug dacă am lovit, zic, n-am fost eu. Ia asta e proastă inspirație, ai vrut să mă omori. Păi ce asta? Pentru că de-abia ieșise și când nici n-am fac, se ia aer. Și în momentul ăla... Cel mai urât atunci. Cel mai prost inspirat am fost în momentul ăla. Puteți să mă stropești puțin. Dar eu n-am înțeles. Și la revedere. Norocul meu mi-a surâs, de fapt, soarta, credința, de fapt. Și după 2 seri a fost discotecă, m-am dus acolo și din momentul ăla... Sunt curios la discotecă ce dracu ai mai făcut. Adică am scăpat-o de un golan. Am prins momentul, era o ținuse mult pe acolo. Așa era pe la țară, te prindeau, să... de unde ești, te acuiești, ce și zis, m-am bătut cu ei puțin după, am plecat acasă. Și a doua zi pe stradă, eu munceam la un vecin de lei cu roaba, cu material frumos, bustul gol, așa se umblă la țară, deci anii 96. Dar poate că din respect Cristina nu ți-a recunoscut niciodată că la era frate-su. Nu, era vârstul. Că... Vârstul. Dar era ăla care dansase în discotecă pe care mă gelozisem eu și am ieșit afară să-l aștept să-l întreb. Deci ai bătut rudele? Nu, nu l-am bătut pe ăla, că ăla nu. M-am bătut pe unul care chiar făcuse pușcărie, se din pușcărie atunci. Se luase de aia, erau cunoscuți la vremea aia. Uh-huh. Erau niște bătăi pe acolo de... Da. Se aplica și învățase-i tu la doi, la bolșurii, la minerit, la garfiniere. S-au bătut singur până la urmă, dracu de proști, nu mai contează. Certe, că am salvat, te duci înapoi în discotecă, băi, nu mergi cu mine afară, te-ai în discotecă, nu mai sta cu proștii ăștia. S-a dus în discotecă, am plecat de la discotecă, că n-am mai putut să suport cum dansează ea cu unul înalt, aproape blond, aproape ochi albaștri, vârsu. Din București, București, să dea, București, să dea. Da. Vârsu, ce vorbești, bă, ăștia, nu că învață, chiar dansează, înțelegi? Și am legat numai ca a doua zi, munceam lângă ea și era cu un de ăsta, cu o pânză, se ducea să facă un crochiu, un portret ceva, să deseneze un nene cu barbă. Și eu cu roaba în mână, pac, am lăsat-o pe dreapta, m-am dus după aia, am stat cât a desenat, n-am scos niciun cuvânt, m-am întors după aia și am și eu un album de ăsta de pictori cu Andrei Deren, de Raine, am zis. Andrei Deren e pictorul, am aflat mai târziu. M-a corectat ea, dar m-a corectat mult mai târziu, că știa, se prinsese că nu înțeleg și înțelegi. Și vreau ca să-mi lăsi să-l aduc. Zice, da, poți să-l aduc, uite, mă întorc, nu știu cât a trebuit. Zice, știi cum am fugit, bă, bă? Și cum am fugit? Pe șantier, am rupt ușa la baracă. Mi-am luat cămașa și am pătrățele mici. Roaba, două trecut de roabă. Nici n-am fost nici toate la muncă. Eu? Nu eram eu. M-am dus, mi-am dat colonie, apă de colonie, Bobul, știi? Da. Mult. A fost mult, mult, că știu că atunci când ne-am apropiat a bufnit râsul. Deci clar, ceva era. Ceva era. Zic, băi, m-am spălat de miner, că eram miner. Și m-am dus, dar mai luat pe cineva cu mine, că era de rușine și de frică. L-am pe unul care era mai mic decât mine, dar învăța mai bine la școală, să știe mai multe cuvinte, ca să nu trebuie nimic. Ce-a zis, mă? Era ca în engleză, mă. Primul interviu. Băi, Google-ul. Primul casting. Primul casting pe care l-am dat în engleză, exact așa a fost. Primul engleză. Ce dracu, mă? Băi, ești nebun la cap, vin la casting aici. Ce-a zis, mă? Și ăla vorbea cu mine. Băi, dacă nu vorbești încă o dată cu asta și nu spui, poate că vorbești la telefon, dar vorbești cu mine. Eu așa am dat primul casting în engleză. Ce-a zis, mă? Da, yes. Și nu știu ce am pățit. Am jucat într-un se numește Înainte și după 89. Ah, da. L-a luat Andrei Con. Da. Și mă întâlnă la un casting și mă întreabă, hai, siu, Înainte și după 89. Așa zice. Și eu zic, n-am jucat Înainte de 89. Îl mă întreabă în engleză. Da, știi? Da. Deci de filmul lui Andrei. Și zic, n-am jucat. No, the movie. Eu nu știu cum se numește filmul. Ah, yes. Și l-a luat pe ăsta mic. N-am jucat. Așa.
Îmi aducă. Și evident am prins curaj că mai era încă un, mă sprijineam pe el, știi cum sunt băieții când sunt mai mulți. Mamă, ce cocoși suntem noi, dar dacă cu aceeași gagică când ești deci tu cocoși, ești singur, nu mai știi de unde sui. De multe ori ni se întâmplă viață, dacă nu, hai, că nu, nu se mai poate, poate copilul nostru. Suntem familii, așa, în fine. Și am mers frumos, toată seara, frumos, pac, a rămas, ne mai venit și a doua seara, la 2 dimineața. A doua seară stăm la răsărit de soare, a doua seară am furat și porul, mi-am copt porul, am strâns mai mult, am mai strâns vecini, ne-am prietenise, m-am cunoscut pe frate, sub povărul, sub o gașcă mare s-a făcut acolo. Părsul ăsta anal, blond, cu chebaști. Da, Andrei, a rămas prieten și acum sunt prieten foarte mult cu el. Da. Chiar mai am fost, am rămas, m-am prietenit mai repede cu el decât cu frații ei, mai târziu, am fost în relații bune. Și am râs mult, a treia seară la fel, am stat până dimineață, ăștia nu mai vreau să plece fratele meu la fel și ăsta la fel. Bă, păi dacă tu... Noi ce facem? Dacă tu nu, noi ce? De ce nu noi? Că da, nu da, știam, da, eu nu îndrăzneam, eram doar protectiv. Nu lăsam pe nimeni, dar nici nu făceam nimic, înțelegi? Da, da, da. Nu lăs pe nimeni. Erai timid. Și a treia seară ne-am pupat și aia a fost.